Salut! Eu sunt Edward. Unii mă știu ca fermier urban, alții m-au urmărit ca influencer pe nutriție și lifestyle sănătos primăvara trecută. Însă unii oameni pur și simplu sunt făcuți pentru mai mult. Iar eu sunt unul dintre acei oameni. Vedeți voi, să schimbi lumea celor din jurul tău, să o transformi într-un loc, pardon, bloc mai bun, nu e un lucru chiar pentru oricine. Domn Bonțanu, iar nu curge apa. Cui i-a fătat iapa? El e domnul Bonțeanu, singurul meu contracandidat în cursa pentru titlul de președinte al Asociației de Locatari din blocul E63 Scarabe. Nu curge apa! Îți trebuie și apa! Nimic nu va sta în calea planului meu. Nimic nu mă va opri să transform acest bloc în cel mai sănătos bloc din România, de pe Mapamond! Tinere, ești bine? Eram bine. De ce ați făcut așa ceva? Oh, am crezut că ai făcut o criză convulsivă. Nu, n-am nimic, mulțumesc. Oh, cred că știu cine ești. Ești nepotul doamnei Anghelescu, nu? Da, sunt nepotul bunicii mele. A fost o doamnă foarte cum se cade. Și cred că de acolo de sus e foarte fericită că te-ai mutat în apartamentul său. Sincer, eu cred că bunica dumitale nu te-ar fi sfătuit niciodată să candidezi împotriva domnului Bonțeanu, de 48 de ani președintele acestui bloc. Exact. Și este nevoie de o schimbare. Eu vreau să transform blocul ăsta în cel mai sănătos bloc din lume. Vreau să avem o comunitate puternică, să folosim spațiile comune cu cap, să instalăm panouri solare care să ne mai scadă facturile la electricitate, să reciclăm, să mâncăm sănătos, să facem ateliere de gătit. Da, ce bine te-ai gândit! Chiar sunt zile când mă gândesc ce aș putea să mai gătesc! Dar astăzi mi-a venit o idee. Voi găti spanacul domnului Bonțeanu ca să nu se strice. De unde are domnul Bonțeanu, de unde v-a adus spanacul? La solarul sorăsii de la țară. Oh, stați puțin. Unde este țara și cât timp a făcut spanacul pe drum? Dar ce știu eu? A fost acum vreo 3-4 zile când ne-a adus tuturor câte o sacoșă. Nu vă dați seama că asta este mită electorală? Și mai grav decât atât, este mită electorală lipsită de nutrienți. Salut, în legătură cu anunțul de a adopta pisici. Da, man. Poți să o iau azi la mine? Da, frate, ți-a aduc azi pachetul. Ce greutate are? Jumătate de kil, marfă, baban. E cadou pentru soție. Să dau și o pungă de boabe, cadou. Așa! Trebuie să-mi faci un poster, repede, ASAP! Așa! De ce strănut în halul ăsta? E vreo pisică pe aici? Păi ce faci, man? Ai zis că mi-am plătit chiria la tine când ți-am făcut afișul electoral. Ăsta-l faci pentru chiria de luna următoare. Tocmai am aflat ceva extrem de grav. Am aflat că președintele blocului a dat mită electorală. Spanac! Vorbim de spanac aici, da? Da! Și nu de spanac. Ok, spanac adus de la țară cules cine știe când! Iar spanacul își poate pierde în doar 2 zile până la 76% din conținutul de vitamina C. Exact! Trebuie să faci repede un flyer și să atragem atenția întregului bloc. De când are dulapul ăsta găuri? Așa! Uite, fă-le repede niște poze și pune-le pe un flyer să le arătăm tuturor vecinilor. Dacă vor să mănânce spanac proaspăt, ăsta e, congelat! Ai, la urnă cu tine! Ce? La urnă trebuie să dăm exemplu! Ce? La urnă, n-auzi? Cum? Vrei să mă incinerezi? La urna de vot, ce-o fi și întărpăcuța aia care ți-e cac? Dragilor, iubiții mei, stimați locatari, ne aflăm într-un moment istoric pentru asociația noastră. Pentru prima oară în 48 de ani ținem alegeri. Pentru prima oară în 48 de ani s-a găsit cineva aici, printre noi, să se considere mai bun decât domnul Bonțeanu. Dar țineți minte, domnul Bonțeanu este istoria acestui bloc. Nu fac campanie domnului Bonțeanu, dar țineți minte,
Votați cu inima, Bonțeanu, 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 nu! Dar înainte de acest lucru, vom ține o regulamentară dezbatere electorală și vom da cuvântul celor doi candidați. Domnul Bonțeanu? Domnul Bonțeanu? Da. Aveți de dat declarații? De unde alocații? Declarații, domnule Bonțeanu, aveți cuvântul. Doamne, mi-e poftă de cartofi prăjiți. Da, vă mulțumim, vă mulțumim o clipă. Și acum să dăm cuvântul domnului celuilalt candidat. Eduard. Da. Dragi vecini, știu că pentru voi nu sunt momentan decât un străin. Misiunea mea este să transform acest bloc în cel mai sănătos bloc din lume. Opa, are și vise de-astea internaționale. Începând de la alimentație și până la mișcare și activități care să cultive spiritul comunității. Acum suntem și școlării, faceți sport, activități, nu glumă. Mizez pe faptul că veți vota ce este mai bine pentru voi și pentru viitorul vostru. Votați schimbarea. Eduard președinte, întrebări. Dar ce zodie ești, tinere? Murăturile. Putem să le ținem la subsol? Auziți? Când vă mutați? Mulțumesc! Bine că m-am votat de fapt, ce este? Vă rog puțină liniște, dragi vecini, dragi vecini. Vreau să vă anunț că în urma numărării voturilor, câștigătorul este domnul Bonțeanu, să-l aplaudăm! Stimați vecini, am un anunț important de făcut. Soțul meu nu poate să fie președintele acestui bloc, deoarece nu mai locuiește în acest bloc. Azi dimineață am găsit pe telefonul lui o poză cu altă femeie. Nu se poate, nu e adevărat. Deci, afară din casă, afară din bloc. Nu e adevărat. O adevărată rușine. Doamna Marinescu? O singură dată am chemat-o în vizită să-i ofer niște mileuri rămase de la bunica. Ce-i drept, mi s-a părut mie că a discutat cam mult cu domnul Bonțeanu când ne-am întâlnit cu toții pe scări. Ce chestie! Ăsta sunt eu, Eduard, președinte de bloc. Chiar dacă n-am avut majoritatea voturilor vecinilor mei, domnul Bonțeanu a ieșit din peisaj schimbându-l. Cine s-ar fi gândit că rivalul meu la titlul de președinte de bloc o să ajungă iubitul doamnei Marinescu? Acum că mi-am văzut visul cu ochii, am intrat deja în pâine. Prima misiune, să o fac pe doamna Bonțeanu să nu mai fie deprimată. Îi voi pregăti niște mazăre cu pui, bogată în triptofan și endorfine. Asta numesc eu începutul poveștii celui mai sănătos bloc din lume. Nu rata următorul episod din Eduard, președinte de bloc.